Acum. Diavolul care te-a deranjat în persoană. Ei cu ochii legați, ei cu, nu știi ce-i cu el. Cel care te-a trădat. Fetele, băieții, cu cine rezonează? Săritură cuantică, ai înțeles cât de cât cine ești, ai înțeles că ești ok, cât de cât te-ai mutat de la divorț, de la din job, de la locul de trai, de muncă, de așa, te-ai mutat în altă parte. Și când ai înțeles, ai zis că, da, a apărut cineva din senin și ai zis, domnule, n-ar fi rău să-mi vindec. Hai să ne vindecăm pe o tură, da? Pe o clipă, cu cine rezonează. Ia să-mi vindec eu simțurile, inimioara. Și a început nebunia. După divorț, watch out toată lumea, e un programel care se activează, da? Și de o parte și de alta. Se activează un programel de să te dea de toți pereții. Și unul și altul. Și unul mai tare decât altul. Da? Unul trebuie să se despacheteze ceva încă mai avea de nevoie de așa, ca și viteză. Avea nevoie, da? Un șut de aur în bun de la programelul divinitate. Da. E răsturnat visul, steaua. Și l-ai băgat în cuțite. Și tu ai ieșit, acum ești în energiile alea. Și a intrat în vrie, ați devenit un cuplu turbat. Unul învață, a înțeles, a prins că poate trăi din energia femeilor și învață pe, trage din energia lor când face sex și totodată învață în magie și devine cine devine și amețește lumea în jur și știe să vorbească, știe să se propună. Da? Tu din start ai văzut, domnule, asta nu e de mine, da? Nu în sensul de mine că e mamă cine e, da? Nu, omul a crezut că așa ai crezut, nu. Ai văzut, undeva ți-ai și dat seama, te-ai oprit, da? În 3D ai zis, domnule, n-am timp să caut după măsură și după minte și după aspect, da, jumătatea mea și eu lucrez, eu am copil, am, da? Cine intră, că am povestea aia, cine primul intră pe ușă, ăla m-a mărit, da? Și așa și s-a întâmplat, da? Au trecut 20 de ani, săritură cuantică, te-ai trezit, drag, știi, lângă cine, s-au deschis ochii, ai înțeles ce ai făcut, aoleu, da? Ai sărit în așa ceva. Guess what? Nu s-a vindecat, nu s-a lămurit, n-ai, da? N-ai prea înțeles de ce s-a întâmplat asta, acum înțelegi, da? Niciodată nu te subestimezi, nici în cuplu, nici între prieteni, între colegi, hai că nu știu ce, mai bine stai singur, singură și îți mănânci, îți bei cafeaua singură decât să asculți o muzică care nu, să nu, acum nici să, da? Care nu e, care te scoate din minți, adică și în vorbă și în orice, bun, și în felul de a fi a omului. Nu că vezi, Doamne, cine e, dar, da, cu cine rezonează. Și ai simțit că, da, dar hai să ne destrăm, să vedem ce. Și a pornit nebunia, a început să alergi în timp, a început să vezi, să simți. Omul idee nu avea. Deci, oponentul, da? În pat cu dușmanul se numește povestea de astă seară. Idee nu avea, da, vrea să-ți dea floricele, nu, îi trimiți înapoi florile, îi trimiți tot, nu ai nevoie, da? Ești regina de spade, bun, spațiu, și ai răsturnat cavalerul care venea focos și flocos, bun, ce spune doamna, ce spune doamna? Bun, și
început nebunia. Și tu, într-o, în prima voastră întâlnire și așa, ai văzut tot. Te-ai despachetat fantastic, divin femininul. Da? Fetele, băieții, răsturnați pe voi situația. Ai trecut în timp. L-ai văzut în, în toate ipostazele sale. El de unde să știe? El credea că e unde e și e cine e. E răsturnat de îndrăgostiți fluturașii, da? E distrus, e distrus pentru că nu are acces la energia ta. Tu ai închis, nu că tu ai închis, divin, ai un butonaș acolo, s-a închis divin, ai înțeles ceva. Când ai înțeles ceva, chiar dâc, a fost expulzat din câmpul tău energetic și e și, cred că e și căsăpit ceva la ieșire. Da. Câmpul tău energetic, cred că a făcut haști ceva. Ai să auzi pe parcurs, ai să vezi. Cam înțelegi tu cam în ce direcție și ce. Bun. Și îți dai seama, dar asta e soarta. Omul idee nu avea. El credea că e, domnule, da? Cu cine rezonează. Și încerca pe tine tot felul de... Tu îți dai seama din astea aruncate pe tine că omul odată de două ori în războiul magic, a treia oară, a doua sau din start poate să moară. Deci omul încerca pe tine pe la morți, îmbla pe la cimitire pe la... și tu din start întâlneai la... când venea și aducea ceva de mâncare, tu ziceai de unde i-a adus de la cimitir. Deci tu îl veteai, îl simțeai, îi spuneai în față. Nu, el nu credea, el era... Tu n-aveai de ales. În primul rând erai cu pleazna pusă, nu înțelegeai ce se întâmplă, dar nu înțelegeai la magi, la despachetare, egal cu ai răbdare. Ai văzut, am înțeles. Un fel de nu înțeleg cu egal cu înțeleg unde sunt și ce-i cu mine, nu înțeleg de ce atât de dur, știi? Ceva de genul. Și te-a băgat în triunghiuri, te-a băgat în... A făcut zăza-băza, aveai imaginile, vedeai clai peste grămadă, ce e în familia aia, de unde e, ce se întâmplă acolo, cine cu cine, deci dezastru era. Era tu, da, i-ai răsturnat intuiția acum. Gata, nu mai știi pe unde să o iași sau apuci. Trebuie să pui punctul pe I. Altfel te bălângă în întrelumi și nu ți se deschide lumea ta. Zice, ei, lasă că și cu el și cu nu știu cum și cu... E foarte puternic, da? Cine iese din divorț, watch out. Deci e atât de puternică situația, dar e un programel, e clar. Și acum se dizolvă. Cel care a înțeles, îl dizolvă sau vrea să treacă, să se despacheteze mai tare. E o experiență grozavă, e fantastic. Adică, un fel de tot timpul aveam senzația, aveam în urechi, nu o să-ți pară rău la tot ce se întâmplă. Eu pot să spun în cuvinte situația ca exemplu mai mult decât prin ce am trecut sau invers. Pot să povestesc prin ce am trecut mai mult decât... Dacă să prinzi șpilul și să înțelegi. Asociativ lucrezi. E ceva, a căzut cireașa de pe dor. Și s-a dus mintea într-o direcție sau alta. Cât de adevărat a fost totul, pe bune sau nu, nu vom ști niciodată. Da? Că și distorsiuni și tot felul. Bun. Și în paralel, sertura cuantică și omul e un sufletel pur. E un sufletel pur care intră într-un corp plin de programele, da? Norocul tău că ai corpul cu programelele poate că mai blânde decât oponentul tău care ți-a nemerit în cale. Nu poți să știi. Și atunci, respect. Da, când treci prin așa ceva, nu te gândești la respect, dar e ceva acolo totuși. Și când treci prin Doamne ferește, ai o țară de... E ceva ce respectul, onoarea, nu ți-o dărâmă nimeni. Dar chiar, uite, mori, te duci, stai acolo, da, astea, da? Nu, da, bun.
Acum. Și a stat în așa ceva, câțiva anișori. Acum înapoi în viitor 7 ani, 7 ani putea să stea, tu idee n-ai avut, 9. Da, ai întrebat de când ți-ai schimbat job-ul, a zis 7-8 ani în urmă. Punct, spațiu. Da? La tine cu atâția ani în urmă a început nebunia. Da? Ai zis că nu reziști, nu rămâi la job, nu, da? De la tine se rupea, se ducea la în altă parte. Bun, spațiu, cu cine rezonează. Poate că nici n-ai știut. Acum ai să-ți dai seama că vorbesc cu tine și îți pornesc un programel de remembering, să-ți aduci aminte. Ca să-ți vindeci, nu că să-ți aduci aminte, să-ți scobesc acolo. În, da? Ai înțeles? E dur. Nu se compară cu... practici fizice, deci practicile psihice nu se compară cu cele fizice. E răsturnat ceva. Da, ești regina de spade. Am mai zis asta. Cine era acolo? A, regele de spade l-ai răsturnat, da. Despre el era vorba. Ipostazele. Divan masculin, fetele, băieții, da? Lumea își facă programelul ăsta, sper să 1, 2, când 3, când trec prin așa ceva, prin despachetări așa de dure, practică, sper să dizolve până la capăt și să fie ceva mai interesant, deși a fost destul de foarte puternic, susținut, ești susținut, nu, curaj. Să nu ai frici, frichi, da. E susținut cel care atacă. Fantastic. E, zici că, domnule, așa magă viața ta n-ai întâlnit, da? Și e susținut cel care e atacat. Și de-abia acum magul care a atacat s-a crezut mag, că nici nu e mag, am înțeles, că nici nu practică acolo, nu știu ce, da? Nici nu știi ce înseamnă, cred că... Știi cum e o vorbă? Mai frumos decât... Mai dulce decât un morcov, n-am mâncat nimic. Știi? Ceva de genul. Așa am înțeles eu. Acum nu pot să știi. Nu bag mâna în foc. Ok. Așa e. Da. Regina de cupe, pentru că știi să ții în frâu, fetele, băieții, răsturnați pe o situație, da? Acum pui la punct tot, da? Ai retezat, ai smuls, ai trimis bestiile care le lega de tine bolile, le-ai trimis înapoi, da? Un fel de practicat, bravo ție, aplauze furtunoase și acum... Deschide gura și închide ochii când primești tot înapoi. Sau nu, ochii rămân așa și gura deschisă și cuvintele sunt... Închide gura proastă, am zis totul. Ceva de genul, da. Da. Și acum e nebunie cu cine rezonează, da... A, moment dismis. Acum ai făcut asta, înapoi în viitor, ai ieșit din nou de cuțite. Ai fost băgată de dumnealui, dumneai, fetele, băieții. Răsturnați pe voi situația. Și acum ai din înapoi lui. Atât de dur a fost că... da. Îi simți frica deja. Îi simți frica. Da. Da. La tine e răsturnat, la dumnealui iar 10 la dumneai, fetele, băieții. Și ai răsturnat marele preot. Despre el era vorba. Spațiul. Cine știe ce se credea, cine se credea. Gata. Și s-au întâmplat lucrurile așa divin, s-au închis ușile, gardurile, da? Foarte frumos s-a întâmplat.
Nu cred că o să vă mai vedeți vreodată. Da, îi răstorn cupele acum. Te aude, te și vede, te și urmărește. Te urmărește peste tot unde poate. Dacă înregistrezi ceva, stă și nebunește după, da? Și acum e nebunit tu. A încercat pe tine practicile sale să te nebunească, da? De dor și de jele după el. Acum o să nebunească el. Nu o să poată să... Nu o să-i se scoare nici la niciuna. Și fetele băieți, răsturnați pe voi situația. Da. La tine e răsturnat. La dumnealui dumneiei... Îi se ridică părul în cap de ce se întâmplă în fața lui, a ei, fetele băieții. Da. Suspendat. Mod nu poate nici să, nici cărc, nici mărc. Dar nu înțeleg de ce trebuia omul să... Că, de exemplu, practici... Eu, de exemplu, dacă înțeleg cine sunt, unde sunt, nu cred că aș practica așa. Nu știu ce trebuie să fie dat peste cap în căpșor și în organism ca să o iei pe aratură și să practici în... când sari, săritură cuantică, unde, da, ieșim la un mal, să lămurim lucrurile, că între ideea a tot fost așa ceva, da? Să te comporți în... și să încerci nu știu ce. Ori aici, nu știu ce să zic, ajungi și la frecvența îngerilor la un moment dat, adică, știi? Da, doar și bumerang. Cearta toată care a trimis-o pe tine, în familia ta, da, trimiți înapoi. Tu ești din așa ceva, dumnealui dumneavoastră, intră drept la țintă. Treunghiul răsturnat în care te băgă, ce treunghi, în șapte unghi, băgată erai, da. Spațiu. Asta e informația care vine din mine, pe mine, la mine, intervenție divină, n-am ce să fac, acolo suntem, nu știu care, cine rezonează. Te-a rupt de la programelul divinității, te-a rupt de la tot, te-a smuls, da? Păi acum, nu știe încă, nu, că e... Mulțumit, mulțumită, e bine, mersi, toată lumea fericită, are și adepți, am înțeles, familia sau prietenii sau eu știu ce, vreau să mă gândesc, da, răsturnat împăratul, răsturnat forța, e luat-o, justiția, punct, justiția divină, da, și echilibrul tău e mai important decât nu știu cine, nu știu unde. Tu ai ieșit din inima frântă și dincolo se duce. Da. Canalul banilor nu se mai bagă nimeni, da? Era lipitoare pe canalul banilor al tău, al ta, fetele băieții cu cine rezonează. Da? Un fel de, în mintea colectivă, dacă ți poți imagina, tu credeai că lucrezi și ai salar bun și plecai în de când s-a întâmplat? De vreo 9 ani. Și credeai că pleci în deplasări, în vacanțe și nu erai tu, tu înțelegi? Pleca altcineva, lua banii ăștia altcineva, era, tu nu știu unde erai. Dur. A deschis cutia Pandorei. Gata, vedec. Tu ieși acum din probleme cu săracul, cu duhul. Și din aia ei, dumnealui intră. Da. Păi da, cam asta. Regele de cupe răsturnat, căci ești preoteasă divină, preot divin, fetele băieții. Da. Ești mag, te descurci de minune și pui punctele pe ei. Răsturnați soarele cuiva. Bun, cam, da? Și am pornit să fac asta și am simțit așa o pleaznă, da? Am intrat în un fel de, cumva e
Dacă înțelegi și rezolvi, da, magia jos. E pus ca un lacăt la Ikea, deschis și... da? Pentru că înțelegi niște lucruri și primești cheia. Dar acolo vezi cum mai departe ce ți se întâmplă. E ok. Urlă la lună, da, 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 da. Și tot îi se întoarce, tot. Da, cel mai tare asta e că, da, intră în triunghi în ăla de gelozii turbate, de nu știe. Și chiar dacă e, are pe cineva sau e o idee, poate n-aveai, poate era căsătorit fetele băiețe însulat. Poate avea, eu știu ce, da? O să nebunească după tine pentru tot ce ți-a făcut. Îi se întoarce în rangul fix ce ți-a făcut ție. Da. Acolo e și... Nu mai are... Da, am auzit și m-ai întrebat, dar nu ți-e frică că nu știu ce... Nu ți-e frică în așa momente, nu ți-e frică pentru că frica toată ți-a înghețat, ai mâncat, numai frică ai mâncat când ai avut situații din astea. Deci, ca exemple toate, dar să înțelegi pe unde poți să ajungi și să nu, să ai curaj, să ai coaie, că nu merge cum vrea cineva, da? Nu moare când vor, da? Vorba cântecului. Nu mai îi se închide... Îi se închide tot, îi se închide abilitățile, îi se închide tot. Nu că îi se închide tot, că și mintea n-o să-i mai meargă, așa am înțeles. Tot am înțeles, am primit informația asta, dar am zis, hai măi, că poate că totuși nu, răsturnat. Poate că, da, știi? Răsturnat. Nică la drași. Da. Răsturnat. Gata, s-a înțeles și nu se mai scrie despre așa ceva. Drumurile se despart. A tău ușa lui sau a tău ușa ei. Ghinii ditat. Drum bun.